Cu gândul la Crăciunul de acasă, câțiva copii au făcut un desen cu această temă. Unii s-au gândit la țara lor, la părinții care au rămas acolo să o apere. S-au bucurat să primească daruri. Mișca are 7 ani și a venit la Brașov cu mama ei în urmă cu doar o lună. Mișca, it's a bear. Merry Christmas to you. Merry Christmas. Did you see the Santa? A lot of good people. Everybody is so kind to us. She's so happy because she has her Christmas gifts. It's a really holiday. O altă mamă cu 2 copii stă acum în Brașov și spune că e prima dată când e nevoită să petreacă Crăciunul departe de ceilalți membri ai familiei. Дома мы всегда отмечали Рождество вместе, одной семьей, но здесь я хочу сказать, что мы тоже отмечали одной семьей, только большой мы здесь. Украинени, care vor să stea în orașul de la Poalele Tâmpei, merg mai întâi la centrul pentru refugiați. Pot acum să-ți spun că avem 60 de persoane care locuiesc aici la Catia, dar peste jumătate de oră numărul se poate schimba atât cu plus cât și cu minus. Suntem mai mult decât fericiți când numărul se schimbă în minus, pentru că asta înseamnă că acele persoane și-au găsit o locuință. Toate aceste eforturi au fost posibile cu sprijinul organizațiilor care ne sunt partenere de când a început gestionarea crizei refugiaților din Brașov și care au venit și de această dată alături de noi cu finanțarea pentru pachete, pentru activități. Mâine refugiații vor avea pe masă și un desert tradițional ucrainean. Cutia e un amestec de arpacaș, fructe uscate și compot.